Ciprian Pante a fostul șef al PSD Călăraș, a trecut la PNL. Anunțul a fost făcut de senatorul Răducu George Filipescu în cadrul unei conferințe de presă. De asemenea, o altă decizie importantă luată în interiorul PNL ar fi solicitarea demisiei de onoare actualului președinte al Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță. Destimați colegi, avem o veste frumoasă și interesantă să vă spunem, dar îi las plăcerea domnului secretar general să vă spună ce s-a discutat aseară în Comitetul Județean al Partidului Național Liberal. Ne apropiem de finalizarea listelor pentru candidații la primărie, chiar și cu lista consilierilor, cu aia mai e ceva treabă. Noi avem termen ca la 1 martie să avem toate nominalizările făcute pentru candidatul de președinte și de primar în toate cele 55 de localități. Încă mai avem câteva localități în care mai avem de făcut câte un sondaj, două, trei, că lucrurile nu sunt foarte clare. Ceea ce pot să vă spun este că noi am avut niște discuții mai vechi și în Partidul Național Liberal a intrat ca și membru al Partidului Național Liberal Ciprian Pandea, care este, după părerea mea, o foarte bună achiziție pentru Partidul Național Liberal. El a mai cochetat și cu Pro-România, pentru că acolo este mentorul lui, dar decizia finală a fost, și asta s-a întâmplat cam acum câteva luni de zile, a fost de a intra în Partidul Național Liberal. Aseară, pur și simplu, în Comitetul Județean al Partidului Național Liberal, l-am anunțat oficial ca membru PNL, toate că el are niște luni în urmă de când face parte din PNL, dar a făcut parte, să zicem, mai puțin oficial, acum am oficializat această chestiune. S-a aruncat pe presă că o să vină cu 8 primari, cu 10 primari, cu 110 primari după el. Nu asta este problema. El, ca persoană, a venit în Partidul Național Liberal pentru că e un tânăr de perspectivă și care, zic eu, că ne va ajuta foarte mult în câștigarea alegerilor, având relații foarte bune cu toți primarii PSD, inclusiv cu primarii PNL. Cât a fost secretar de stat la secretarul general al Guvernului, l-a ajutat pe toată lumea. Și oamenii au o părere foarte bună despre el. Mi-a plăcut și chiar m-a satisfăcut faptul că a fost primit cu toate brațele, cu brațele deschise și niciun penelist nu a reacționat negativ, în sensul că ce caută Panda la noi. Panda, de fapt, vine din Pro-România, pe unde cu care a negociat, ce a negociat el acolo și ce au discutat cu cei din Pro-România, probabil că nu s-a înțeles și a spus, domnule, eu mă duc spre PNL, discuția mea cu el, vă știți foarte bine, de aproape 2 ani, nu 2 ani, de când l-au dat afară din partid, efectiv. A doua zi am luat legătura cu el și am tot tatonat și am tot discutat, până când aseară, la modul oficial, el este membru al Partidului Național Liberal. Nu vă ascund că e foarte posibil, și asta este chestie clară, ca taicăsu să-l urmeze și primarul de la Ștefan cel Mare, Nicu Pandea, să candideze în alegerile locale pentru Partidul Național Liberal. Nu este o minune că taicăsu să duce împreună cu fiul. E normal să fie așa, nu știu, taicăsu într-o parte, fiul într-o parte. Asta n-ar fi nici sincer și, din punctul meu de vedere, n-ar fi nici corect în familie. Bine, sunt multe familii care își împar partidele ca să aibă influență peste tot, dar nu este cazul aici. Cam asta ar fi discuția până la momentul respectiv. Ce a cerut Pandea de la PNL pentru a face parte? Pandea de la PNL n-a cerut în mod special ceva. El a spus, domnule, vreau să merg alături de PNL. Noi am avut niște discuții, iar eu am făcut o discuție cu el atunci când era foarte rănit. Și a spus, domnule, ai fost primul om care mi-a dat telefon și m-a invitat la o cafea să stăm de vorbă. Și pentru faptul că am făcut gestul politic, că sunt un lucru de bătrân. Și am prins momentul și a zis, domnule, ai fost primul care mi-ai oblojit cumva rănile și pentru treaba asta eu vreau să vin încoace. Faptul că și Iliuță s-a deplasat spre PSD, unde el probabil că se mai gândea să mai întoarcă, sau probabil că nu. Că de fapt el a luptat cu PSD-ul de foarte mult timp. El n-a mai activat în PSD, a stat pe lângă Marian Neacșu, care este mentorul lui, la Pro-România. Și a mai muncit pentru ei, da? Decizia pe care a luat-o împreună cu taicăsu. Și vreau să zic că și Nicu, care e în PSD de când e el,
de toate mandatele, a spus, aici nu se mai poate sta. Tata alege, ori, ori. Și atunci au stat de vorba amândoi și au ales să vină la PNL. Treabă care pentru noi este foarte bună, foarte bună. Nu neapărat Ștefan cel Mare, că Ștefan cel Mare e o comună mică. Problema este de gest. Un fost lider al conducător, pentru că a fost dat afară, se duce către partidul de opoziție, practic. E complicat să îi faci parcursul și să gândești dacă a făcut bine, dacă n-a făcut bine. Și eu zic că a făcut bine. Că e un băiat de perspectivă și viața o să demonstreze. O să fie și el consilier județean, ce Dumnezeu, o să discutăm atunci să fie. Nu să pune problema că cineva îl înfige undeva într-un post, la momentul ăsta... Nu are ascuțiși? Poftim? Nu are ascuțiși, nu puteți să-l înfigeți. Nu e ascuțit? Nu, că e ascuțit, că... E chiar ascuțit, știe. Știe, știe foarte bine lucrurile. Numai că deocamdată el spune, sunt acolo unde sunt, rămân acolo până când o vedea cum se așează lucrurile. Și cu asta, basta. N-a venit cu niciun fel de pretenții. Să spui, domne, a cerut una după cer, ca și când ai să o luăm palbă ca zăpadă. Nu. A venit ca un om normal, vreau să muncesc aici, începând acum, mă arăt oficial, nu mai stau și... Asta a fost o decizie... Ce înseamnă că va munci? Poftim? Ce înseamnă că va munci și că se va arăta? Păi o să ia roba și lopata și să pună asfalt pe drum. Ce se, ce se muncește în politică? Nu știi ce se muncește în politică? Nu se muncească în politică. Să ieși la bătaie, să ieși în față. Exact. Să iasă la bătaie. Dacă nu ai funcție, cum ieși în față? Cine te poate ce? Nu, ce funcție? El n-a cerut la ora actuală funcție. Mai târziu, când o să ceară, o să vedem. Dacă ea sau nu ea. Spuneți-mi ce decizie s-a luat în legătură cu Vasile Iliuță. Că sunt zvonuri, am auzit tot felul de povești și vrem și noi la sursă. Tovarășul candidat este în măsură un birou politic județean de aseară, care a fost absolut statutar, ce a apărut pe Facebook sau mai știu pe unde, iată minciună grosolană, în sensul că din cei 35 de membri ai BPJ au fost prezenți 24. Deci faceți dumneavoastră socoteala că mult peste 18 cât era statutar ca BPJ să-și exprime statutar votul. Iar dintre membrii CDJ, număr de 75, au fost prezenți 50. Faceți dumneavoastră socoteala. Deci ambele ședințe au fost absolut statutare. Deciziile au fost, de fapt, mai multe, dar prima dintre ele, solicitarea demisiei domnului Vasile Iliuță din funcția de președinte al Consiliului Județean, funcție pe care a obținut-o grație PNL, el a candidat uninominal, după cum știți, și cum se va întâmpla anul ăsta, probabil. El a candidat pe listă de partid și a fost ales dintre consilierii județeni, evident cu sprijinul politic al PNL. Urmare faptului că are calitatea de inculpat în dosarul pe care îl are cu poștii și actualii salariați ai, ei s-au reîntors la serviciu, având calitatea de inculpat, datorită unor prevederi statutare, el nu mai poate candida din partea PNL. Lucru pe care l-a anunțat în urmă cu o lună, în ședința de PPJ la care a fost prezent, a anunțat că va candida independent. Evident că nu putea să spună că va candida din partea PSD, pentru că era motiv ca de-a doua zi să fie exclus din PNL. Noi știam că va candida pe PSD. S-a confirmat vineri la Ivănești când a declarat în fața unor primari PSD și a unora dintre colegii noștri primari că va candida din partea PSD și îi cheamă să facă echipă comună. Mai explicit decât atât, noi n-aveam, cum am și spus aseară, înseamnă că suntem, devenim penibili dacă noi ne facem în continuare că nu vedem, nu auzim. Și ca urmare i-am solicitat demisia ca până luni să-și dea demisia dacă și-o va înregistra la Secretariatul General al Organizației Județene, lucru care 100% nu se va întâmpla, după care am aprobat demararea procedurilor de excludere din PNL. E adevărat, există cale de atac și în interiorul partidului și în instanță, în ideea în care prefectul va emite ordin în sensul acesta, dar noi suntem obligați să facem aceste demersuri, care într-adevăr vin foarte târziu. Dar, v-am spus și mai înainte, n-aveam cum să nu o facem. Probabil că unii n-au vrut, alții au vrut. Eu mai m-am asumat foarte clar acest lucru, să-i solicit demisia.